să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Hristos a înviat, sper că ați avut sărbători liniștite. Da, tot vorbim despre cum e necesar să fim mai buni, despre cum trebuie ca fiecare să fie schimbarea pe care vrea să o vadă în lume, doar că tot ce vedem de la an la an, când ne uităm în jur, pare exact opusul a ceea ce ne tot propunem noi. Inegalități din ce în ce mai mari, bogați care devin și mai bogați și săraci care sărăcesc, o planetă care face față cu greu exploatării și societăți din ce în ce mai polarizate, în care oamenii nu mai sunt dispuși să discute, ci vor doar să le dea în cap cu ceva adversarilor. Neechipați cu uneltele gândirii critice, ne lăsăm angrenați de rețelele sociale în acest capitalism de supraveghere, într-un sport idiot numit bapea mătii, din care pierdem cu toții. Bă, și am vrut să încep cu un mesaj pozitiv, așa. Cum naiba am ajuns aici? Ah, știu, voiam să fac legătura cu sportul. Sportul adevărat și șansele noastre la medalii în acest an la Tokyo. Discut în această seară la Tâlc Toc cu Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Până atunci însă, oameni buni, eu zic așa, cu vaccinatul din mașină, da, domne, pot merge și la oameni pe acasă. Primiți cu înțepatul? Da, mă, nu râdeți, colindători cu vaccinul, ce? Doare? Enorm, ce face nos. E bine că vaccinăm, e super, mai ales că, uite, alții au probleme și la acest capitol. Dar, în același timp, eu le-aș recomanda domnilor de la putere să dea o geană și spre valul al patrulea. Na, cu alte cuvinte, ce bine ar fi dacă anul ăsta nu vom mai fi totuși atât de proști ca anul trecut. Domn președinte? Urcați-vă, domne, puțin pe biclă și dați așa un tur pe la spitale, pe la Ministerul Sănătății. A? Nu strică, vă zic. Pe lângă faptul că vă face bine mișcarea, poate ne faceți un bine și nouă. Eu știu că vaccinăm, da? Să nu ne bată valul al patrulea la ușă prin octombrie așa și să ne treacă iar apele. Aolo, aolo, iar n-avem paturi, iar n-avem dalea. A? Suntem într-o nouă fază a campaniei în care practic nu va mai fi nevoie de niciun fel de birocrație. Ba, mă, e dezmăț, nu mai e nevoie de nimic. Vii și te vaccinezi în mașină, în chiloți, în fundul gol poți să vii dacă vrei. O faci în număr, în ochi, în fund, e nebunie. Poți să vii și cu prietenii, o faceți în grup. Atenție să nu amestecați vaccinurile, că a doua zi vă doare capul. Medicii de familie vor începe să vaccineze pe 4 mai. Toată infrastructura logistică este deja stabilită. Bravo, bravo, Gheorghiță! Și eu zic să vă uitați și la administratorii de bloc. Da, nu pot, mă, și ei să vaccineze? Ce mare șmecherie! Sectoristul, polițistul comunitar, doamna Jana de la buticul din colț, toți, bă, toți ar trebui să vaccineze. Bineînțeles că vaccinarea cu medicii de familie a început exact cum încep lucrurile la noi. Prost, da. A început în sensul că urmează să înceapă. A început, dar n-a început. Noi avem echipamentele pe care noi ni le-am achiziționat de-a lungul timpului și pe care le avem în mod obișnuit. Nu am primit niciun fel de echipamente și niciun fel de materiale de la Direcțiile de Sănătate Publică, deci de la statul român. A, lăsați să vedeți cum în 2-3 ani așa merge treaba, unsă. Na, sunt oamenii sceptici, e firesc. Nu vorbim aici de ăia cu ciparea, cu trilulilu, nu. Vorbim de oamenii sănătoși la cap care nu mai au pe bună dreptate încredere în autorități. Mă uitam cum stau lucrurile pe la țară și cred că putem trage niște învățăminte.
încă de dimineață sătenii din Leordeni au pornit spre Casa de Cultură să se vaccineze. Sunt mai ferită, pot să mă duc să intru și eu într-un magazin. V-a fost teamă? Să știți că am avut ceva emoții. Ce vreți, oameni simpli au avut emoții. Păi când a mai venit statul să-ți dea ceva moca? Te și sperii. Ce mă? E gratis? Aoleu, ce manevră e asta? Că niciodată statul nu dă ceva gratis. Că mă gândeam și acum de Paște. Veniți de luați lumină. Veniți de luați lumină. Da, corect, da. Poate mai băgați și de-astea cu veniți de luați canalizare, veniți de luați gaze, veniți de luați internet. În multe zone din țară nu doar lumina e o problemă. Și încă ceva cu vaccinarea. Fraților, nu mai pot cu omușteanul ăsta. Vreți vaccinat? Nu, că am alergii și nu mă vaccinez. Și n-am de ce, că nu mă îmbolnăvesc. Personal nu am nevoie, mă împărtășesc zilnic și vaccin mai mare ca ăsta, mai puternic nu este altul. Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul. Nu, serios, autoritățile chiar nu poate fi potolit un astfel de băiețaș? Puneți-l să semneze un angajament, ceva, dați-i bani, e obișnuit, puneți-l să toarne, da, dați-i mizerii de făcut, asta îi place lui. Da, o imensă rușine pentru biserică, acest individ. Potoliți-l, mă, pe bune, trimiteți-l în misiune, nu știu, în Amazon, să creștineze triburile de băștinași. Dați-mă bani! Te-o o gură largă, cât vrei, mă? Până și patriarhul a zis, haideți, haideți, enoriașilor, hai să ne vaccinăm, hai să facem show-uri de-alea mari, cu lume multă, dar nu, mă, vine uscăciunea aia de Teodosie să se spargă el în figuri. Ah, și încă o sugestie, dacă-mi permiteți, cluburile de pe litoral. Anul acesta, campionul neoficial al fițelor a fost Adrian Mititelu Junior. Patronul echipei FCU Craiova a cerut ca șampania să-i fie adusă pe ritmuri de Champions League. Da, tată, la fițe, la căzi cu șampanie. Ce minte să ai, mă, să dai atâția bani pe un spectacol de ăsta de 2 lei? Domnul care a fost servit e Mititelu Junior, da, că seniorul e la pârnaie. Uite, la fel, putem angrena și chelnerii din cluburile de fițe în campania de vaccinare. Da, vin cu șampanii scumpe la mese, ha, baga cu înspinarea cocalarului. Aolo, zice omul, ce m-a înțepat? E țânțari, bosule, așa e pe litoral, e țânțari, ce vrei? Da, noi râdem, glumim, dar sunt și pericole reale cu vaccinul ăsta. Noroc că unii au curajul să vorbească. Eu spun ce spun oamenii de știință, că oamenii nu se uită toți pe mine. Păi e ARN, intră în genom, intră în gena om, te modifică genetic. Adică, cu alte cuvinte, eu de unde știu că iubesc. Vrei să nu mai iubesc? Să devin animal? Păi nu la toată lumea, dar pe unii atacă genetic. Pe unii. Aoleo, să devină gigică animal, doamne, doamne. Problema e să nu-l facă lup. Păi cum să mai duce el la oițele lui, să le mulgă, să le alea, dacă-i lup? Aici e tragedia. Adio brânză, că o să fie carnivor, își mănâncă oile, îl mănâncă păluțul, mănâncă Mbappé-ul. Nu, mai bine nu, domnul Becali. Dar să știți că... Mă, sunt probleme mari peste tot în lume. În postarea de pe Twitter în care Bill și Melinda Gates își anunță divorțul, cei doi afirmă că după ce s-au gândit mult și au depus eforturi pentru relația dintre ei, au luat decizia de a pune capăt căsniciei. Of, of, cât de trist! Da, bă, ci că a vrut animalul ăsta să o cipeze într-o seară pe doamna Melinda și ea a zis, nu, Bill, lasă-mă, că mă doare capul. Și de aici ar fi plecat totul. Are o rațiune drăcească virusul ăsta. Puh, și s-au înghesuit toate, bă, în weekendul ăsta prelungit. A fost și ziua muncii să-i fie țărâna ușoară, a fost și ziua libertății de exprimare.
Oh, mi-a trimis domnul Marcel Vela mesaj, da. Am râs cu poftă. Adică omul care a ucis comunicarea în pandemie, cât a fost ministru, omul care a redus până aproape de zero accesul jurnaliștilor la informațiile de interes public, trimite acum mesaje de ziua libertății de exprimare. Cam aiurea, nu? Mă rog, despre foști, numai de bine, cum era vorba aia. Dar apropo de ziua muncii, l-am auzit pe domnul Câțu vorbind astăzi despre salariul minim. Da, aceeași ciorbă stricată pe care ne-o pun în față liberalii. Ăla mic e prea mare, domne. Da, ăla minim e prea maxim. Nici dacă ai ochelari ca ciorbea, nu poți să vezi salariile din România, că sunt mari. Trebuie să-ți lipsească multe. Și trebuie să avem discuții atât cu cei care plătesc salariul minim, cu antreprenorii, deci cu patronatele, dar și cu, bineînțeles, și cu sindicatele. Este o discuție tripartită și vom vedea care este evoluția salariului minim. În ceea ce privește evoluția în ultimii ani, România a avut o dinamică mai mare a salariului minim, creșterii salariului minim în ultimii ani. Doamne, cum să zici, mă, așa ceva? Da, da, e subiectul cu salariul minim. Cu salariul minim, da, Doamne! Uite, ia pastiluța asta, că face foarte bine. Și poți să iei... Da, să bei multă apă, te hidratezi și te liniștești, da? Ca să nu faci iar urât, că iar sunăm la 1-2, iar afară te ocupat. Bine, valul 4. Bine? Mersi. Hai. Mersi. Da, ce să... Am zis că o las mai ușor cu nervii, că mă bagă în pământ ăștia. Hai că e mai bine. Deci, în primul rând, asta cu tripartidă e tămă, tă, ca la bulgari. Tripartită, nu dă. Că nu e de la o partidă de table, 6-4, poartă în casă. Știu că voi sunteți mereu cu dă și mie, dar aici nu e cazul. Deci tu ai un salariu minim sub 300 de euro, ești o rușine, nu e? Dar când e vorba să faci ceva cu acest salariu, te trec căldurile. Păi, cum vorbește el, cum face Cățu? Păi, stau să vedem că evolua cam mult salariul ăsta, să vedem ce... Patronii, da, patronii contează cel mai mult. Deci, nu știu ce să zic, ar trebui să fie interzis ca politicienii să spună ceva de 1 mai în România. Da, la ce valori sunt salariile și pensiile de azi? Bă, mucles. E ca și cum criminalul ar ține un discurs la înmormântarea victimei. Iată ce spune Raluca Turcan, noroc că am luat pastila aia. În continuare, sărăcia rămâne o mare problemă în România și valoarea muncii în România, 8 euro pe oră, este de peste 3 ori mai mică decât media la nivelul UE, 28 de euro pe oră. Na. Iar sărăcia prin muncă, Raluca, este de, aud? Sărăcia în muncă și prin muncă este de 15%. Adică aproape de 2 ori mai mare în România decât în celelalte state din UE. Turcan, în esență, cum îi place ei? Pe fond, spune cam așa. Cu salariile s-au făcut foarte multe lucruri bune. Tot ce a mai rămas de rezolvat la ele e că sunt mici. E ca și cum ai zice de, mă scuzați, jucăria unuia, că e perfectă, doar că nu funcționează niciodată. E mai moartă decât Elodia. Cifrele pe fond n-arată bine. Pe fond noi avem o creștere a numărului de pensionari. Pe fond, în momentul în care se interzice cumulul pensie-salariu pe fond, eu sunt un om care respectă regulile. A fost o clipă de neatenție pe fond. Pe fond îmi pare rău. Pe fond și nouă, să știi, dar pare că pe tine te și doare în fond, dragă. Tot ce contează la salarii, să ne înțelegem, este să fie mari. Nu că au ochii verzi sau că dau sărumâna persoanelor în vârstă. Nu că citesc Pleșu sau Kant. Să fie mari, bă, mari, de neam prost, salarii mari. E simplu. Dacă n-ai rezolvat asta, n-ai rezolvat nimic legat de salarii. Vine săraca Raluca și ne spune cât de mult au crescut salariile în România. Iată. România a făcut progrese mari în privința salarizării, mai ales după integrare în UE. Așa scrie, așa citim. Dacă câștigul salariul mediu net, e salarial, desigur, dar așa scrie, așa citim,
Era la începutul lui 2007, la momentul integrării, în jur de 950 de lei. În 2021, salariul mediu net, virgulă, între subiect și predicat, este 3400 de lei. Oh, da, au făcut mari progrese salariile. Tu nu prea ai făcut la limba română. Dar progrese și mai mari au făcut prețurile, Raluco, da, în toți anii ăștia. Și încă ceva. Mi-ar fi rușine ca eu, Raluca Turcan, pedelistă și tăietoare de salarii, să mă laud cu creșterile de salarii toate, dar toate, făcute de PSD. Această majorare se va face începând cu 1 ianuarie 2023, pentru că 2022, deci această majorare se va face cu 1 ianuarie 2023. Din nou a zis 3. Deci e ceva. Pensiile vor crește de la data de 1 ianuarie 2022. Deci în acest an nu va mai fi o altă creștere decât cea pe care ați făcut-o anul trecut în siguranță. Punctul de pensie va crește de la 1 ianuarie 2022. Anul acesta ați decis să nu măriți absolut deloc pensiile, nici măcar cu rata inflației. Din potrivă, veți vedea că începând de anul viitor se va simți, mă rog. Deci nimic nu se mișcă în 2021. Pensii, salarii, nimic. Este anul în care ne lăudăm însă cu realizările noastre. Cum să te lauzi, bă, cu creșteri de salarii când tu, în 2021, nu indexezi salariile nici cu inflația? Mă, cât tupeu să ai! De... Hai, pastile nu mai sunt, dar niște apă măcar, da? Da. Bine la fel. Bine. Mersi. Cât tupeu să ai, a? Mai bine. Cât tupeu să ai? Deci tu micșorezi salariile anul ăsta, dar te lauzi cu realizările din ultimii 14 ani? Și ne mai mirăm că Turcan are nevoie de buletin ca să știe câți ani are. O altă problemă serioasă este legată de sistemul de pensii de stat, care an de an, știți foarte bine, trebuie hrănit din bugetul general. Ei bine, cu fiecare an el se va dezechilibra și mai mult. Moment în care Raluca Turcan e de un comic absolut. Zice că a găsit câteva soluții pentru pensii. Iată. Pentru asta am venit cu soluții pe termen scurt pentru creșterea ocupării prin creșterea la 1500 de lei a stimulentului de reinserție pentru părinții care revin la muncă după 6 luni de la nașterea copilului, prelungirea vieții profesionale în funcție de disponibilitate până la 70 de ani. Deci a rezolvat problema pensiilor prin faptul că nu le mai dă. A, am o idee. Știți cum facem să avem bani de pensii? Să nu le mai dăm. Wow, bine, Raluco. Dacă îmi permiteți, ar mai fi varianta ca la 65 de ani oamenii să fie eutanasiați. V-ați gândit? A, dar șocant a fost pentru mine mesajul președintelui de 1 mai. Da, am crezut că a luat-o cu drobul mai devreme, domne, că a furat startul la ouă roșii. Președintele scrie că tot prin muncă, ambiție și hotărâre, România va reuși să își relanseze economia. Tăticule, de noi zici? Adică... Nu, suntem la camera ascunsă sau... Harnici, ambițioși și hotărâți? Deci vedeam mai în geam la loto, bre, Iohăniță, n-ai nimerit-o cu niciuna. Cu niciuna. Să nu joci la pariuri în perioada asta, că nu ești în bulan. Mă rog, să nu joci la pariuri deloc, că e boală grea asta, rămâi fără casele alea luate din muncă cinstită. Mamă, harnici, ambițioși și hotărâți? Ah... Nimeni nu ne-a mai spus vorbe atât de frumoase. Dacă n-aș ști cât de mult o iubește pe doamna Carmen, aș crede că vrea să ne agațe, știți ce zic? Deci așa vrăjeală? O spun din nou și acesta este crezul meu pentru o societate normală. Salariul minim se stabilește în funcție de costurile vieții, nu în funcție de cât e dispus să dea un angajator sau cât se gândește să fie una ca Raluca Turcan, care n-a avut vreo legătură cu munca nici o clipă în viața ei.
Și la fel lucrez pentru o societate civilizată. Salariul nu trebuie să fie acei bani pe care îi primim pe muncă și care să ne ajungă doar pentru hrană și somn, doar cât să mergem din nou la muncă a doua zi. Asta e bătaie de joc. Și ce mai fac salvatorii neamului de la aur? Fac bine, da, se antrenează, cred. Adică, na, cum altfel am putea interpreta activitatea parlamentară a domnului deputat de Maramureș, Darius Pop, care a fost la mormântarea unui amic și acolo, na, pe marginea gropii, din una în alta, ce să vezi, domne, au dat-o în cântece legionare. E mai frumos pe acest pământ decât să mor ca luptător. Iar la finalul cântecului, deputatul Aur își strigă camaradul după o cutumă legionară. Amicul murise într-un accident de mașină, dar slava extremistă e mare, se pare. Salam Romania, father of the iron god, the one who gave it all, eternal. E, ce voiam să vă spun cu treaba asta? Să nu vă mirați când s-o umfla buboiul, da? Să nu vă ocu... Vai, vai, dar de unde au apărut ăștia în societatea noastră? Cum s-au mirat unii și cu aur. Erau ăștia jurnaliștii, analiștii lupește prăjit care ziceau după alegeri: vai, dragă, dar la mine în bulă nimeni nu știe de aur. De unde a apărut acest aur? Vai, de unde, de unde? Așa o să vedeți și cu legionarii de tip nou. Dar unde erau, mă, că noi nu i-am văzut? Ia uite-i, sunt aici printre noi, fac ritualuri, amenință cu moartea, de-astea. Cântecul acesta se numește Șoim Român. E un vechi cântec de luptă din primul război mondial. Un cântec al reîntregirii țării. Și el, na, se mai cântă pe aici, pe acolo, să nu vă gândiți că nu place multor urechi. Da, uitați aici, de la 1 decembrie 2018, o transmisiune de pe Trinitas. Haideți să nu facem pătâmpiții, da? Pe lume nu-i mai sfânt și mai frumos pe acest pământ decât să mori ca luptător înfășurat în tricolor. Mișto, cam ăsta e modelul legionar, cu preoți, cu însemne naționale, cu sărutat de steag. La un moment dat apar și vipuri. Nimic pe lume nu-i mai sfânt, ci mai frumos pe acest pământ. Hai, Nea Daniele, hai, managere, ridică-te și dansează, păi, da? Te simt cum te fuțui pe scaunul ăla. Aruncă cu căciula aia și sar de la balcon pe scenă, îmbibă microfonul de talent. Antrenantă, piesa, îți vine să dai cu toia gola în hipsteri, în sexomarxiști, în stângiști ăștia, domne, care au distrus lumea. Oare de unde vin toți ăștia? Oare de unde? Tare mi-e teamă că și la chefurile SRI-ului bubuie boxele cu Zelea Codreanu. Da, da. Zi-mă. Domnișoară, domnișoară. Așa? Să ne vaccinăm diseară. Așa? Intravenos și oral. Asta cu oral. La drive-thru. Și chiar la bar. Bravo, bag. Hai, mă, te faci un pucă tare. Hai, trage, bravo. Gata, mă, stai, mă, marote, mă, stai, mă, că lucram și noi, mă, străiești tu la un imn de-asta al vaccinării. Adică, auzi, deci, facem și da. Mai încolo, da? Mai găsește tu niște rime și zic. Da, ne scuzați, ce, voiam să-l ajutăm un pic pe Barna, săracu, da? Își tot caută și el un loc, o funcție, un post care să îi se potrivească, să facă ceva care chiar să ajute. Acum a trecut la rime, da, face rime pentru maneliști, ci că să ajute campania de vaccinare. Are niște versuri, bă, spică urechile, îl implori să tacă. Vaccinarea nu se scrie pe o foaie de hârtie, ci pe o inimă curată să ajute la sănătate. No, opriți-l că alungă oamenii ăsta. N-are niciun sens, e doar stupid ce a zis el.
Cum era aia? N-am găsit altă rimă, dar tu n-ai găsit nicio rimă, mă băiatule. Ci pe o inimă curată să ajute la sănătate? Tu ai luat capacitatea, mă, Dănuțe, că lumea te știa de tocilar, adică nu ne lua și asta, nu ne lua și asta că nu mai rămâne nimic. Că e la ora de creație, Dănuț. Fii atent, am găsit. Ia, zi. Frumoasă-i vaccina noastră, scoate acu pe fereastră. Ce, mă, vaccina? Scoate acu pe fereastră? Da, vaccina? Da, ce? Vaccina, licență poetică. Ha, oleu, habar n-ai. Bombă o să fii dacă lucrezi cu Barna, tu. Serios. Boss, trebuie să fie versuri cu dușman, bă, cu mașini, cu de-astea. Auzi, bă, el vine cu foaia de hârtie. Foaie de 100 de euro, bă, nu foaie de hârtie. Ameninți oamenii cu școala, ce faci tu? Dane, deci nu. Nu merge, mă, nu ești tu bun de versuri. De cânta nici atât, probabil că urlă lupii în munți când începi. Domnul Câțu, vrem și noi să ne distrăm, e tineretul, na, credem în virus, dar așa, n-am fericit, făcut voie bună, domn premier, vă așteptăm la Vama Veche. Vă așteptăm la Vama Veche. Am plecat la Vama Veche, am vaccinul în ureche, stau pe plajă în Vama Veche, parcă sunt lovit de streche. Pe bune. Da, mă, știu că nu-i perfectă, dar oricum, bine, mai am de lucru, nu e? Doamne, mai ai de lucru. Da, dar ne distrăm, ce ne distrăm, e ne. Hai, du-te, lucrează cu Barna, faceți voi rime tâmpite acolo, că eu am de treabă. Extraordinar. Americanis de vină! Alo, Ștefania! Nu știu urmarea, termină. Termină cu asta. Extraordinar. Așa, scuze, revenind. Eu zic să-l ia Câțu pe Barna, să-l treacă de pe manele pe roc, pe metale grele, ceva. Nu, păi la manele e praf, mă, n-are simțire aia, știi? Nu se mișcă, mă, talentul în el, nu. Trebuie să plângă oamenii, tată, să rupă hainele de pe ei. Deci, părerea mea, Florine, trece-l pe chestii dure pe ăsta mic, pe Metallica direct. Ce ai, mă, ar fi perfect Barna la Metallica, mai ales în concerte, da, l-ar pune să aranjeze becurile alea pe sus, știți ce zic, păsărilă. Da, mă, săracu, e total inutil, Barna chiar n-are ce să facă în guvernul ăsta. O să-l pună Câțu la un moment dat, știți o vorbă la olteni, bă, olteanu, când n-are ce să facă, se dezbracă și își păzește hainele. Ăsta-i Barna, Dane, dezbracă-te și păzește-ți, bă, hainele. Stați puțin că am găsit soluția. O patriotă, domne, o iubitoare de neam și de țară, o luptătoare. Eu în anii 90 am fost și eu un pic DJ. Mergea prin discoteci. Unde? Prin ce discoteci? Ele probabil că nici nu mai există. Nu mai există, din păcate, da. Nu. Eu tot cu discoteca am rămas și ăștia îmi spun club. Barna, ia uite, cânti cu Șoșoaca, mă, sunteți ca Romina cu Albano. Vaccinarea? Scoate seringa, pune vaccinul și... Și gata? Nu crezi că ajunge pentru azi? Da. Da? Da, nu mai, nici mai am inspirație. Nu și mai, nu mai. Am muncit destul. Ai avut. Cât să tot fie. Da. Șoșoaca, mă, e pe sistem vechi, da, cu discoteci, cu... se bate cu depeșarii. Ci că prietenii o corectează, îi zic că acum se spune club. Poate cub, doamnă, că sunteți dita mai patriota. Acum să vedem dacă doamna o mai fi și transportabilă după Paștele ăsta. Câte turme de miei și-or fi găsit sfârșitul în patriota noastră. Barna, s-o iei în brațe, mă, pe scenă, dar să te rotești așa cu ea. Hai că n-am văzut niciodată o hernie de disc în direct. Și o facem cum ar veni la prima încercare. De obicei iese. Dar pe Marian Oprișan l-ați văzut cu mașina pe contrasens în centrul Focșaniului? Avea treabă la farmacie, dar farmacia era pe partea cealaltă a bulevardului, așa că Marian odată s-a dat peste cap și s-a transformat într-un baron de pe Anglia și s-a băgat pe stânga. Ci că l-a văzut și poliția, dar nu i-a zis nimic. Păi e corect, domnilor polițiști, e frumos... Măcar un sărumân a putea să-i spuneți domnului Oprișan sau să-i transmiteți felicitări din partea ministrului de interne, Lucian Bode, altul care circulă pe contrasens. Da, se pare că s-a cam ofilit și Oprișan ăsta, nu? Mai e, mă, ce a fost. Păi, în primul rând, remarcăm că umblă cu aceeași mașină de 2 ani.
Incredibil. Se simte, bă, că au venit liberalii la putere. Iată, pensionarii o duc din ce în ce mai rău, astfel că mama lui Oprișan nu și-a mai schimbat bolidul din 2019. Mama mea merită tot ce e mai bun pe lumea asta. Numai puțin de 100.000 de euro, bani publici, s-au dus timp de 8 ani pentru buna funcționare a mașinii fostului șef al Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Și în al doilea rând, cum e asta, mă, să se ducă Oprișan la farmacie? Bă, păi în vremurile bune veneau farmaciile la el și nici nu era nevoie să sune baronul, nu, se prezentau din oficiu. Simțeau, mă, și ele când îl durea pe el ceva. Cum deschidea cartea, îl durea creierul mic. Bun, iar acum, hai, bă, că nu mai e mult. Eu zic că e bine aici, mă. Da, da, e bine. Da, a, mă, mai alo, bine. Alo, e bine pentru ce? Bună ziua. Bună ziua. A, domnul Spăt. Să stăm și noi puțin, să ne relaxăm, să ne... Poate ne prinde și lumina asta de la reflectoare. Întindem și noi puțin ce așa, fă aici. Alo, alo, vă dați seama că nu se poate, nu? De ce? Se plătește șezlong? Nu se plătește niciun șezlong aici, dar e un studio de televiziune, să filmează starea nației. Păi da, eram la... acum emisiune. Domnul, și la mare se filma pe plajă acolo și nu i-a alungat nimeni pe turiști, vă zic eu. Păi aici nu e plajă, ce nu pricep? Hai mă, șefule, ne odihnim puțin și noi, lasă-ne acum că... Unde... Cum să vă odihniți, domne? Nu v-ați odihnit destul în vacanța asta de Paște? Pardon, mini-vacanță. Mini-vacanță, dacă poți. Vreau să zic că noi ne-am întors mai obosiți decât am plecat. Păi și ce e vina mea? Dar ce ați pățit? Ce s-a întâmplat? Am pățit România, am pățit. Aglomerație, cozi pe autostradă, nervi. Și la dus și la întors, dita mai coada. La munte tot aglomerație. Da, plus că ne-a facultat rău de tot și masa asta de Paște. Păi acum trebuie să-mi iau concediu de odihnă ca să pot să diger toată friptura aia de miel. Cu zdrobul, cozonacii. Păi da, cine v-a pus să băgați atâta în voi? Tradiția. Tradiția, da. Bă, da. Chiar e nevoie de toate excesele astea, chiar... Păi dar ce vreți să facem cu toată mâncarea aia, a? Am cumpărat atâta mâncare, ce să fac cu ea, să o arunc? Păi poate nu trebuia să luați atâta mâncare. Hai mă, lasă-le, acum desfaturi toți. Pune aici asta, că deja am lasă-mă să stau așa. Păi nu, serios, un pic ce... aici? Da, hai, bine. Deci voi... să vă dați un pic așa, că poate mă prinde lumina. Deci voi chiar nu vreți să plecați acum? Nu. Proști am fi să plecăm când e bine, așa. Tu, vă pun ceva de... Pare și lumina. Da, și să vă pun ceva de relaxare, așa, de... Un florin salam. Un florin? Da. Ia pune-le, mă, un florin acum, ce urma, ia. Nu mai avem acea atitudine de a aștepta să vină investitorii la noi. Florin! Noi ne pregătim și așteptăm să mergem noi după investitori. O oră de liniște am vrut și eu. Mă, să mă odihnesc. De noi. Hai să plecăm, deci nu se poate. Mai vreți? Mai avem? Asta. Nu te mai poți. Mai avem, că a vorbit azi florind în toate pozițiile, a? A, mă, n-am eu act de cojocul lor. E, și mâine începe școala, se știe, copiii vor merge la ore în funcție de diverse calcule, scenarii, reguli și, desigur, excepții de la reguli. Tot de mâine va începe și testarea masivă a elevilor pentru a depista din vreme posibilele cazuri de COVID-19. Pentru că doar testând masiv putem să evităm revenirea la orele online, ceea ce... N-am putut să o duc până la capăt, scuze, da. Prostii, nu începem o nicio testare, ce aveți? Urmează ca împreună cu Ministerul Educației să luăm decizia de oportunitate a testării din salivă pentru elevii care merg la școală. Da, urmează, da, urmează ca împreună cu așa să luăm decizia de... Urmează, mă, incredibil! E mai mult de o lună de când Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, sub atenta supraveghere a premierului Câțu, urmează să ia nu știu ce decizie. Dar luați, mă, decizia corectă. Recunoașteți că nu vă interesează testarea. De 3 luni vă moșcăiți cu testările astea. Au fost întâi vreo 2 luni în care Câmpeanu de la Educație și Voiculescu de la Sănătate s-au ciondănit ca 2 copii de grădiniță pe subiectul testărilor din școli. Facem tot ce depinde de noi pentru a susține procesul de vaccinare și procesul de testare
în condițiile stabilite de Ministerul Sănătății. Da, facem tot ce depinde de noi. Ia, domne, ce ați făcut? Hai, scoateți caietul de teme să vedem ce ați făcut, ce ați mai lucrat pe subiect. Bastonașe, liniuțe, A mic de mână, A mare de mână, totul egal cu zero. Zero mic de mână. La un moment dat, Câmpeanu vorbea despre, citez, un insucces major al testării. Voiculescu rângea la camere și spunea că el nu cumpără teste pentru educație. Sunt 3 săptămâni de când Voiculescu a fost eliminat din guvern. S-a avansat, mă, vreun centimetru în campania de testare? Nici vorbă. Avem o comunicare bună cu Ministerul Educației. Noi am cerut un punct de vedere la Institutul Național de Sănătate Publică, punct de vedere care este legat de temele pe care le-am discutat cu Ministrul Educației, iar concluziile sunt că... Bă, concluziile sunt că ne aflăm în același punct în care eram și acum 3 luni. S-a mai tras de timp cu aceste vacanțe, dar gata, de mâine nu ne mai putem ascunde. Comunicăm bine, vai, comunicarea este de top, putem să dăm și la alții, dar comunicarea este un succes major, cum ar spune Câmpeanu, aplaudat de Câțu și de ceilalți comunicatori din guvern. Numai că foarte curând s-ar putea să apară o mică, mică problemă. Ne putem aștepta ca odată cu deschiderea școlilor, odată cu, sigur, această perioadă care am trecut-o de socializare, să asistăm la o oarecare creștere a numărului de cazuri. Și nu vă supărați, cât de oarecare? Nu se știe și nici nu se va ști, pentru că nu testăm, fraților. Nu testăm, nu știm cu adevărat dimensiunea răspândirii. Va crește numărul de pacienți, o să umplem iar secțiile la ATI, vor mai muri oameni, dar nu-i nimic, nu-i nimic, nu trebuie să vă faceți griji, vom comunica. Ce mai, mă? O să rupem virusul, da? O să-l zăpăcim, mă, cu atâta comunicare. Mi-am dat seama, destul de târziu e drept, că cea mai greșită concepție e să crezi că viața este sau că trebuie să fie dreaptă. Nu. Și de multe ori, din păcate, îi lovește tot pe oamenii care sunt și așa săraci, care cu greu își găsesc puterea să se ridice atunci când necazurile îi trântesc la pământ. Astăzi, la rubrica Ceasul Bun, întâlnim o femeie care, mânată de dorința de a le oferi copiilor ei un viitor mai bun, reușește să treacă peste toate greutățile pe care viața îi le așterne în cale. Haideți să aflăm povestea Mihaelei. La Râfov, într-o casă bătrânească, am cunoscut-o pe Mihaela și pe cei 6 copii pe care ea îi crește. Noi ne aflăm aici, în casa dumneavoastră părintească. Da. Casă care nu este în cea mai bună stare. Da. Cum de-ați ajuns să locuiți aici? Din cauza unei despărțiri am ajuns aici, n-aveam unde să mă duc. Și de-aia am venit aici, în casa părinților mei, în altă parte unde să te duci. După ce a decis să pună capăt agresiunilor fostului ei soț și să plece împreună cu cele 2 fiice în singurul loc pe care îl știa sigur, Mihaela nu credea că va mai reuși să ia totul de la capăt. Cum e mami în calitate de mamă pentru voi toți? Foarte bună. Ce vă place vouă să vă facă mami? Să vorbim cu ea deschis. După un timp, în viața mamei a apărut Dumitru, care după decesul soției sale a rămas să aibă grijă de 4 copii. Mihaela i-a primit cu brațele deschise și îi iubește ca pe proprii ei copii. Nu fac diferență, ci iau la unul, le iau la toți. Credeți că puteți acoperi lipsa mamei? Nu cred. Mama e mama, e numai una. Eu fac tot efortul. Să crești 6 copii nu e un lucru ușor, iar cei 2 părinți fac eforturi uriașe să le ofere măcar strictul necesar. Cum vă descurcați? Ne descurcăm cât de cât. Dacă soțul lucrează în construcții, cum prinde și el lucrare, cum acum că a venit primăvara, vara... E puțin mai bine față... Iarna mai greu, foarte greu a fost. Cu ajutorul Dumnezeu, putem face față. Casa în care locuiesc este foarte degradată. Acoperișul s-a deteriorat, tavanul s-a jubrezit și au apărut goluri prin care apa se scurge în casă la fiecare ploaie.
tabla a început să crape, banchetul. Cum vă descurcați atunci când plouă? Când plouă foarte tare, mi-e și frică cu vântul, că mi-e tare frică că să-mi rănească acoperișul. Pentru că dacă este, nu are tablă pe a terminație, când suflă vântul, suflă peste tot și ne frică să-mi rănească acoperișul. Tot timpul stăm cu grijă. Dacă ar fi să refacem aici căsuța, cum ți-ar plăcea să fie? Cum era înainte. Cum era? Era... Era renovată, adică era ca nouă, era... Nu era găuri în acoperiș. În acoperiș, nu era pete, nu era pânze de păianjă, nu era stricată mobila. Pentru renovarea casei este nevoie de bani și de materiale de construcție. O altă problemă este imposibilitatea celor mici de a participa la școala online. Cum a fost cu școala online? Grea. Foarte grea. Adică mai ales că se termina bateria de la tabletă, de bază, stau cu ea la încărcat. Nu prea se înțelegea. Mihaela și Dumitru și-ar dori să le poată oferi copiilor mai multe, însă nu pot face asta fără ajutor. Care sunt cele mai mari nevoi ale familiei? O mașină de spălat mi-a trebuit și mie, pentru că nu prea merge bine și mă tot chinui când la stoarcere. Ce ți-ai dorit tu pentru tine și frații tăi? Multă sănătate și iubire în familie multă. Da, un joc să vă jucați toți? Da. Da, nu știu, ce v-ar plăcea să vă jucați? Nu știu, că nu prea am fost cu jocurile în copilărie și nu am avut niciodată. Am fost pe la televizor, dar... Pe lângă tablete pentru școala online și jocuri, le-ar fi de mare ajutor și niște alimente. Ce v-ați dori pentru copii? Tot binele din lume și sănătate, prin rând. Dacă ar fi să-ți dorești ceva pentru mami, ce ți-ai dori? Să fie sănătoasă. Raluca are 12 ani și până acum ea a văzut jocuri doar la televizor. Nici nu știe ce joc să-și dorească, vă dați seama? Știu că a trecut Paștele și mulți au pus lacăt faptelor bune până la Crăciun, dar haideți să continuăm să-i ajutăm pe alții. Dacă nu pentru ei, atunci pentru a ne ajuta pe noi. Da, toate studiile arată că atunci când faci bine, te simți mai bine, găsești putere, speranță, devii mai senin și mai optimist. Le putem face viața mai ușoară acestor 6 frați. Implicarea noastră de acum le poate schimba viitorul. Scrieți-ne la adresa ceasulbun@starea-nației.ro. Orice ajutor contează. Larisa este mereu acolo. Uite, eu cred foarte tare că o națiune nu poate crește dacă nu dezvoltă sportul. Iar rezultatele noastre la competiția supremă, Olimpiada, arată căderea acestei națiuni în ultimii 30 de ani. Estimările optimiste arată că vom lua între 4 și 6 medalii la Tokyo. Asta încă nu știm, pot fi mai multe, pot fi mai puține. Ce știm sigur e cât de mult îi pasă acestui guvern de sport. Iar asta se vede în câți bani a prevăzut inițial în planul de redresare și reziliență. Zero. Mai multe, inclusiv despre cât de greșite sunt calculele ministrului sportului, aflăm imediat de la Mihai Covaliu la Tâlctoc. Stați pe prima!